Bună dimineața, și mei! Am văzut că v-a plăcut foarte mult clipul de data trecută și vreau să facem și astăzi unul asemănător. Să vă arăt toate mesele pe care le am astăzi la slăbire și să încercăm să facem un deficit caloric foarte, foarte mare, da? Cât mai mare. Și bineînțeles să nu murim de foame, să mâncăm cât mai multă mâncare, să mâncăm mâncare sănătoasă, să avem multe legume, fructe și așa mai departe. Da, exact cum am obișnuit eu. O să încep dimineața cu o cafeluță din asta Jacobs naturală, o îndulcesc o linguriță de miere de rapiță, aici am și păstură, o să mănânc și o linguriță de păstură și haideți să începem ziua pentru că sunteți nerăbdători să vedeți ce mănânc și astăzi. Voi calcula și caloriile de la fiecare masă, așa că stați cu mine până la sfârșit să vedeți câte calorii reușesc să mănânc astăzi și să vedem cât volum reușesc să dau, câte kilograme de mâncare voi reuși să mănânc și astăzi. Este timpul pentru prima masă a zilei urșilor, mi-am pregătit aici ceva foarte, foarte simplu, se face foarte repede și este foarte gustos și eficient. Avem două filuțe de pâine, aproximativ 50 de grame și 125 de calorii. Avem 100 de grame de mușfile, care are 100 de calorii și el, uitați, acesta este, am pus toată folia asta de 100 de grame. Putem să ne uităm și pe etichetă. Uitați, 109 calorii, vedeți? Foarte bun, foarte multă proteină, vreo 20 de grame de proteină și mai pus încă 50 de grame de telemea de, de vacă. Are și asta vreo 5 grame de proteină și 140 de calorii. Și lângă am pus foarte multe roșii, Într-un final mi-am cumpărat roșii, am fost ieri și mi-am luat roșii din astea Sherry din Carrefour. Am dat foarte, foarte mult pe ele, sunt foarte scumpe. 300 grame de roșii Sherry au costat 20 de lei, deci asta înseamnă că un kilogram vine aproximativ 70 de lei, ceea ce mi se pare enorm. Dar să știți că sunt foarte bune, însă nu știu dacă o să mai îmi cumpăr pentru că mi se par foarte, foarte scumpe. Vom vedea. Cineva, roșiile astea Sherry au ajuns să fie mai scumpe decât șunca, decât mușchiul, decât carne, decât eu știu, orice, brânză, mierea, absolut orice aliment. Mi se pare foarte, foarte ciudat, dar în fine. Mă bag să mănânc și apoi trebuie să ne pregătim să mergem la sală. Masa cu numărul 2 pe ziua de astăzi. Avem o ciorbiță, două felițe de pâine și niște ardei din ăsta iute în oțet. Haideți să vedem cum arată ciorba. A făcut mama o ciorbă din asta proaspătă, bună. Ia uitați aici, ce bunătate, cu carnea fumată cu fidea, cu puțin cartof, cu roșii, cu uh, din asta cu morcov, cu ceapă, țelină, foarte multe legume, foarte multă carne mi-am pus. Ia uitați cât de mișto arată carnea asta afumată. Vă leu, mamă ce e aici, nebunie. Ia uitați câtă carne am. Uitați-vă câtă carne mi-am pus. Mamă cât de bine arată. E un pic grasă carnea asta, dar nu nimic. Ciorba are puține calorii pentru că este foarte multă apă. Vă manca și cu două felii de pâine, da? Și cu niște uh, ardei din ăsta în să punem aici niște ardei. Să vedem. Cam atât. E suficient. Și după ce s-a ciorba asta, mă duc să fac o baie. Tocmai ce am venit de la sală, după care revenim cu masa numărul 3. Vă urez poftă bună tuturor! Mamă, ce aici! <laughs> ce bine arată! S-a făcut ora 8 și este timpul pentru a treia masă pe ziua de astăzi. Avem aici foarte mult spanac. L a făcut mama Sita o mâncărică de spanac foarte, foarte bună. N-a pus grăsime. Ups, am dat pe jos. N-a pus grăsime și are foarte puține calorii pentru că spanacul are 22 de calorii pe 100 grame. Ceea ce este infim, da? Putem să mâncăm cât vrem noi pentru că nu o să ne îngreșăm. Aici avem foarte multă cărniță de porc, dar este mai slăbuț așa nu mai sunt cărnați, este decât muștina asta așa de porc. Avem foarte multă cărniță pentru că am nevoie de foarte multă proteină. Astăzi am mâncat destul de puțin și am depus foarte mult efort la sală. Cred că o să iasă iarăși un clip în care consum foarte puține calorii pentru că am avut mâncare dietetică. Aici avem două felii de pâine, aproximativ 50 de grame și 125 de calorii. Iar lângă ca desert o să luăm sus, avem vreo 400 grame de pomelo. Sau poate chiar mai mult. Uitați cum atât a rămas din pomelo ăsta. Haideți să vă arăt aici câte felii sunt. Ia uitați. 1, 2, 3, 4, 5. 5 felii de pomelo. Da? Super tare. Super mult pomelo. Și foarte puține calorii are și acest pomelo. 38 de calorii pe 100 de grame. Iar așa avem un, un volum foarte mare de mâncare exact ca și clipul de data trecută și foarte, foarte puține calorii. Voi calcula eu caloriile când voi edita clipul și o să vi le afișez aici. Și bineînțeles, la sfârșitul clipului o să vedeți și totalul de calorii pe care l-am consumat astăzi și câte grame de mâncare. Vă urez poftă bună tuturor și ne vedem mai încolo, mai la noapte, să mai luăm o gustare așa proteică înainte de somn. Foarte bună mâncărica asta de spanac, mai am foarte puțin și termin. Vreau doar să mai completez să vă spun că are și usturoi prin ea, are și ceapă, are și niște roșii, niște ardei. Foarte bună, foarte puține calorii și să aveți grijă să nu puneți ulei în momentul în care faceți mâncare gătită și astfel veți avea o mâncare extraordinară pentru dietă. Puteți să mâncați și mâncare de varză, de la fel, foarte puține calorii, mâncare de fasole verde, iar și foarte, foarte puține calorii, mâncare de dovlecei, mâncare de ciuperci, toate au foarte puține calorii, da? 20-30 de calorii peste de grame. Aveți grijă cu uleiul, puneți și niște proteine, niște cărnițe de care vă place vouă, mai slab, așa mai tăiați din grăsime dacă este prea grasă și aveți o masă perfectă pentru slăbit și pentru sănătate, da? O masă foarte sănătoasă și foarte slabă în calorii. S-a făcut ora 11 seara și este timpul pentru ultima masă pe ziua de astăzi și cea mai gustoasă. Avem aici o budincă din asta proteică. Ia uitați cât de bine arată. Are și 40 de grame de proteină și o să-mi satisfacă nevoia de dulce. Ia uitați ce cremoase și ce groase. Super, super tare. Și are o aromă foarte bună și foarte intensă de ciocolată. Abia aștept să o mănânc pentru că seara îmi place să mănânc ceva dulce, cred că toată lumea are poftă de ceva dulce. E bine, budinca asta proteică este perfectă și merge foarte bine și pentru cei care vor să facă masă musculară nu numai să slăbească, e foarte slabă în calorii, are 83 de calorii pe 100 de asta înseamnă că toată budinca asta de 400 de grame are decât 330 de calorii. Eu am luat-o din Carrefour, este vreo 12 lei budinca asta și este una din mesele mele favorite, v-am spus, pentru că este dulce și este foarte, foarte bună, stă foarte bine pe proteină, iar cu tot cu masa asta, cred că ajungem undeva pe la 1900 de calorii, dacă am calculat bine, așa la prima vedere, dar voi mai calculat voi mai calcula când voi edita acest clip și o să aveți toate informațiile aici pe ecran iarăși m am avut o zi în care am mâncat puține calorii sunt într-un deficit caloric foarte mare. Am văzut că v-a plăcut clipul trecut și am zis să mai fac încă un asemănător și să găsesc alte tipuri de mâncăruri ca să vă dau așa mai multe idei, ca să vă inspir să încercați să slăbiți dacă aveți nevoie și să mâncați cantități mari, să mâncați kilograme întregi de alimente, de mâncare și să nu vi se facă foame, să mâncați și foarte multă proteină, pentru că știu că mulți care mă urmăriți vreți să puneți și masă musculară, să acoperim toate arile de alimente, să mâncăm și carniță, să mâncăm și legume și fructe, să avem o dietă sănătoasă, să mâncăm și dulciuri, după cum vă arăt la masa asta, la ultima masă. Dacă vă place genul ăsta de clipuri, nu uitați să lăsați un like și un comentariu, să vă abonați ca să vă și eu și să continui seria asta și să încerc să vă mai arăt și alte mâncăruri care sunt foarte slabe în calorii, să vă arăt că se poate mânca slab caloric, dar o cantitate foarte mare de mâncare, să vedeți că se pot mânca și dulciuri și bineînțeles să slăbim, să ne atingem obiectivele pe anul acesta. Vă mulțumesc tuturor de vizionare, noapte bună, somn ușor și ne vedem data viitoare. V-am pupat, ceau!